Salut, Răncani, și bine ați venit la un nou episod de FIFA 22 pe Opening, premiul la Division Rivals, FUT Champions Playoffs, finalul de sezon și câteva SBC-uri din care sper să împice Neymar sau orice altceva fodder sau ceva să bagă în echipă, un Donnarumma. Dacă vă place seria, nu uitați să veniți și cuvântul de cheu, foarte important să vă abonați și legendar de important să vă deja, să dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru pe planetă astăzi este Black Friday pe PC Garage după ora 12. Folosiți codul CTXPGG, indiferent ce vă cumpărați, la fel de important. Astăzi, după ora 11, o să fac live stream cu cel mai probabil drafturi și după aia intrăm pe PC Garage să vedem ce este de Black Friday pe acolo. Cine știe, poate prind și un mouse de la Logitech wireless din ăla jumeche, dacă nu moșcă jun și prietenii săi. Și bineînțeles, dacă vreți jocuri ieftine, le găsiți pe G2A, linkul aveți în descriere. Haideți să trecem la treabă, că avem niște pachete șmechere, din care am speranțe, ești nebun. Mă gândesc eu, poate îmi dă și mie ceva. Hai, 5 pachete aici. Astea zi la playoff plus 2 SBC-uri. Hai să le plezim rapid. Am ceva jucători pe aici, bam. O să ajungem în comentariu ce ați primit din premiile astea grele pe care le primim la final de sezon după 2 luni aproape de joc. Sau ceva în genul, 50 și mai multe de zile. Ok, începem forțichii. Am pus mă filmare, am pus. Bine, Politano. Și-o schimba poza. Cam palid în poza asta. Care probleme. Ok, nimic interesant. Băgăm rapid la cup. Nu prea am spații pe Marketau. Chiar am cumpărat ceva jucători. Se pune la vânzare. Dacă bagă ăștia ceva SBC. Opa. Walkout, dai din la slab. CB, Chiellini. Bun, e măcar e un 86. Dacă mai bagă ăștia un icon pack. Evident că o să-l fac. Doar nu o să fiu inteligent și să stau deoparte. 86. Merge și ăsta acolo la vrăjală. Camavinga, avem și promoția asta cu Rule Breakers în continuare, în care încă n-am văzut cine știe ce card. Am văzut un Lopez și un Sangria sau ceva în genul, sau Sangare, ceva pe acolo. Portugalia, CDM, Pălinca. Bun, e și ăsta. Spatele lui nimic. Hai că-l punem acolo momentan. Am văzut și un icon acolo, CB Român, nu știu exact cine era. Bun, și două pachete, ăsta e cu 80 plus garantaj, ăsta cu 81. O să-mi dai și mie un Eusebio, baby, haide. Ok, boards, e chiar Eusebio, CDM, Fabinho, Fernandinho, mă. Nu știu ce mi-am crezut că e Fabinho. 83, merge și ăsta. Intră bine la SBC. Bun, în spatele lui Adidas. Ăștia e un flan direct, n-are rost să-i bag la vânzare. Bun, 81 plus garantat. Haide, Gică, știu că ăsta e pachetul la greșit, bun, mare, golit, mic, haide. Aproape. Portugalia din nou, left back, Guerreiro. Nu știu dacă l-am băgat la SBC, dar sper că l-am băgat, știu că l-am mai prins de câteva ori. Bun. Ăsta-l umflăm, ia vezi, sunt cu un icon. Bă, dar mă sparge astăzi în icon, ce se întâmplă, băieți? Ce-i cu finalul acesta de sezon pe FIFA eSports? Bun, avem preview, nu avem preview pe aici. Și acum să luăm premiile, dar parcă lipsește ceva. De aici au premiile de la final de sezon. Rival Season 1, bla bla bla. Rank 1 în divizia 1. Îmi dă și pachetele alea, sau iau numai. Hai să vedem. Dar ăsta le iau la Rivals. Să văd unde iau premii la sezon. Reward upgrade, bla bla bla. Ok. A, și aici îmi dă și ăsta, bun. Deci Division 1, Season 1 și premiile. Două Jumbo Rare Player Pack și un Jumbo Premium Gold Player Pack. Bine venise, dar nu știu, mi se par premii super slabe în ideea în care le primim odată aproximativ la 2 luni. Pana aia, două pachete de 100.000. Mi-a dat două divizii în spate, deci. Hai să zicem, tu place, bla bla. Credeam că mă dă cu o divizie în spate. Interesant. Sunt curios dacă cei din Elite Division au fost dați în divizia a doua. Sau la Elite Division nu s-au aplicat chestia asta și au rămas tot în Elite Division. Că dacă rămâi în Elite Division orice ar fi, trag și eu pentru sezonul ăsta. Bun, 3 pachete de 100.000.
am sincer mari așteptări de la pachetele de 100.000. Hai să vedem ce se întâmplă. Minimum walkout mă aștept din pachetele de 100.000. Borzichi, right winger, Vela, Franzela, Ionel. Deci minimum walkout, 3 pachete 100.000 de alea în spana. Păcat că nu-i tradable pachet, o să-i... Da, clar, le dau quick sell ăștia. Nu o să mai fac niciun SBC, bine, nici nu am ce SBC să mai fac, o scos și player pick-ul ăștia. Baieti. Bun, până aici n-am reușit să iau, mă refer tot sezonul, n-am reușit să trec de un jucător mai scump de 85.000 care a fost Casemiro. Să vedem dacă reușim asta. Brasilero, CDM, văd că-i tripat pe Fernandinho. Nu știu dacă e tradable pachetul. Ar fi păcat să mai dăm încă un pixel. Bun, tradable pachet Ozini. Am văzut și un Renato Sanchez acolo, dar nu mai costă nimic. Și acum pachetele grele de 100.000, toate am tradable. Dăm și mie ceva nene și nebun, dăm în mijloc. Pachet de 100.000. Haide, Luis Suarez. E primul la echipă. Aramu. Pune și ăsta, am fi fode. Cum zic. Uite-l părat. Sezonul ăsta o dansa pe bancă. Bine, nici măcar pe bancă nu cred că a fost accidentat. Dar bine, măcar am luat un walkout. Dacă mai încă un walkout din ăsta părit în spatele lui, e ok. Așteptăm să bage un SBC interesant. Sau pot îl fac pe Fofana să văd. O, încă un walkout, bun. Bun pachetul de 100.000, nu a fost rău. În cazul în care îmi dă din Team of the Week-ul ăsta Klaus, parcă îl cheamă, cred că îl fac pe Fofana. O, mamă, chiar dăm la 83 grămadă. Că îmi place să dau pixel la cardurile astea. Mamă, și cât e. Unul salvăm și restul pleacă. Nu prea bagă SBC-uri băieții la eSports, cât e cât șmechere. Bun, am luat două walkout-uri. Nu mă aștept să mai primez walkout din astea două. E ok. Bun, ești două walkout-uri per pack opening. Cum ziceam, boards, Spania, goalkeeper, De Gea. Îl mai am o dată, dar nu știu dacă l-am tradable sau untradable. Un sezon întreg și am luat două walkout-uri. Ok, Sane ăsta o fi bun de ceva. Bă, sincer, nici super sub nu bag pe ăsta. Mai grav pe Rafinha. În spate lui încă 9 duplication-uri. Zic ești tradable, măcar tu. Mulți jucători untradable. Puține SBC-uri la care să băgăm jucătorii în tradable. Bine, și să și aibă sens, că așa pot să-i bag la gold double, dar n-am răbdare să stau să fac gold double. Bang, 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 v-ați dus. Și ultimul pachet, să vedem cu ce ne alegem după un sezon întreg, aproximativ 2 luni de fifone. Opa, e de la Jmecher. Right back. O, capa, ăsta mi intră în echipă. Bun. Mulțumit. Cum e trașul? Să trăiești. Bine ești forț. Ia vezi ce scheme bagă. Deci că e Smiley. Smiley și formația, nu mai știu cum e. Simplu parcă, ca ceva în genul. Capa. Mulțumit. Chiar mulțumit, sincer. Mă și gândeam dacă ar merita să-l cumpăr pe nenea capa în locul lui, nu mai știu cum îl cheamă. Navas. Și o să-l bag ăsta titular. Untradable frumos acolo cu prietenul meu Hero, face full chemistry ca să audă o Brazilie, ești nebun. În spatele lui Neymar, hai că ne-am trezit. Bun, deci nimic în spatele lui, încă 9 duplication-uri pe care le las acolo. Bă, e ok. Am luat fake walkout-ul ăsta, dar jucător pe care îl bag în echipă, 20.000 ca să o. Hai cu hai, 3 cu 3. Defensiv arată ok, nu știu dacă ajunge stamina pentru high cu high, dar sper să ajungă. 8-6 cu 92 agility și balance, destul de bine. Pasele sunt ok, player 3 turnul, cine știe ce. Bun e jucătorul, hai să băgăm la echipațiune și cu asta ne-am... și nu Famican, nu mai costă ceva. Și atât, nu? Da, nu mai este nimic interesant pe aici. Ăștia îi lăsăm, o să-i bagă la un SBC. Nu aici. Rafulei, apoi. Bun, chiar îți mulțumesc sincer de data asta pentru transfer list.
așa dificil e task-ul. Trebuie și meniu. Ok, ești forță. Vă iertăm că sunteți băieți foarte de treabă. Am dat până la urmă restar la joc, că n-au reușit să-l trimită pe Jesus Navas. Nu vrea să plece de la club, ești nebun. Pleacă doar când are chef. Ia avem, o trimis, nu o trimis. Hai să mai încercăm o dată, băi. Send to transfer list. Bine. Am reușit într-un final. Vine Nenea Capa, bine vine la echipă în Nenea Capa. Așa arată echipa, n-arată rău, nici foarte bine. Dar măcar a mai adus un titular și am zis, dacă îmi dă la fiecare pack opening un jucător pe care pot să-l bag în echipă și nu-i chiar mort în Adidas, este ok. Nu știu dacă o să-i dau la ăsta Ancora sau Shadow. Cât are speed? 8-6, cop-shop, cred că o să-i dau Shadow din ce văd aici. Da, Shadow. Și n-am Shadow la club, dar o să cumpărăm. Am văzut-o pack opening-ul, din păcate n-am primit ceva jucător de ăsta, gen Neymar sau, nu știu, Iconuri și alte avioane. Am primit două walkout-uri pârlite și Nenea Capa care intră titular. Mulțumit oarecum, deși îs slabe premiile pentru un sezon întreg. Adică îs aproape două luni, două pachete 100.000 nu fac magie. Foarte important, nu uitați că astăzi fac livestream după ora 11, drafturi. După aia ne uităm să vedem ce prindem de pe PC Garage Black Friday. Să folosiți codul CATA, XPGG, indiferent ce vă cumpărați. Și ne auzim mai târziu. Salutare, salutare!